Un accident șocant a avut loc astăzi de dimineață în Ploiești pe strada Grigore Cantacuzino, unde un pieton care traversa neregulamentar a fost trântit sub autobuzul 35. Șoferul autobuzului nu a mai putut face nimic să-l evite. Din fericire, bărbatul accidentat s-a ales cu un picior rupt și în rest doar cu o spaimă cumplită. Astăzi, în jurul orelor 8 și un sfert, un autobuz care se deplasa pe ruta 35 pe strada Grigore Cantacuzino a surprins un cetățean care traversa nu printr-un loc permis, ci prin loc nepermis, strecurat printre mașini, nu a putut să-l mai evite și l-a acroșat. Se pare că acesta are o fractură la un picior, este la spitalul județean, iar din datele pe care le-am solicitat, vina nu aparține conducătorului auto, nu avea viteză mare, a fost efectiv surprins de acest cetățean care s-a strecurat printre mașini și nu a putut să-l evite. Ce se întâmplă acum cu șoferul? Se fac toate verificările normale la un accident, i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii dacă respectivul a consumat alcool, se verifică mașina dacă din punct de vedere tehnic era în stare bună de funcțiune. Acestea sunt chestiuni care se întâmplă la nivelul SCTC de fiecare dată când este implicat un autobuz al nostru într-un astfel de eveniment. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova ne spun că în urma analizelor s-a constatat că șoferul TCE nu consumase alcool. Din primele cercetări efectuate în cauză a rezultat că șoferul unui autobuz ar fi acroșat un pieton care se deplasa pe partea carosabilă. Șoferul autobuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii acestui accident. Directorul general al TCE Ploiești, Nicolae Alexandri, susține că astfel de accidente se întâmplă din ce în ce mai des în oraș, din cauza indisciplinei pietonilor care traversează prin locuri nepermise.